Slăviți să fie numele Domnului! Frați și sorori, mai mult ca niciodată, casele noastre, bisericile noastre, orașul nostru, națiunea noastră, are nevoie de lideri care să asculte de Dumnezeu. Biblia spune, Ieremia, capitolul 22 cu 29, țară, 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 ascultă glasul Domnului. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru țara noastră și nu numai, ca liderii acestei lumi să asculte de glasul Domnului. Asistăm însă astăzi la o degenerare galopantă a societății. Cu toții știm de documentul, de raportul acesta matic care a apărut pentru toate statele europene, în care se spune că bărbații pot să nască și trebuie să le dai și îngrijiri medicale. Deci asta nu e o glumă, e așa zic. Bineînțeles că e o prostie. Băieții care se cred fete poate să meargă la toaleta fetelor, dar fata care se crede băiat n-are voie să meargă la toaleta băieților. Azi mâine nu se mai poate vorbi de mamă și tată, ci de părinte 1 și părinte 2, să nu se simte alții discriminați. Și să mai vorbim de educația sexuală, care vrea oricum să ne o impună. Ne rugăm și pentru liceele confesionale, Dumnezeu să aibă milă de ele. Eu cred că noi, profesorii de teologie, trebuie să ne gândim la o a doua slujbă. Eu cred că dacă mai vrei să predici cuvântul și să rostești cuvântul, trebuie să și să nu te faci compromis, trebuie să te gândești la orice altceva acum. Și în astfel de vremuri în care lumea asta devine din ce în ce mai toxică, toate lucrurile acestea ne spun un singur lucru, că vine Domnul Iisus Hristos. Se epuizează istoria și vine Domnul Iisus Hristos. Dar în timp ce lumea asta și societatea asta se deteriorează într-un mod galopant, Biserica Domnului este chemată să reziste. Biserica Domnului este chemată să fie puternică, să nu se dea cu valul lumii, să rămână puternică. Biserica trebuie să influențeze societatea, nici de cum societatea să influențeze biserica. Însă, din păcate, dacă te uiți în istoria celor 7 biserici din Apocalipsa, și nu numai, vom vedea că cultura societății a influențat așa de mult biserica, încât, uitați-vă în Asia Mică, în loc să avem astăzi 80 de milioane de creștini, avem 80 de milioane de musulmani, pentru că cultura vremii de atunci a influențat așa de mult biserica, încât n-a mai rămas decât niște ruine. Și ce a venit? Islamismul. De ce? Biserica n-a fost puternică, a fost slabă. Măcar că Domnul Iisus Hristos le-a zis, pocăiește-te. Pocăiește-te că dacă nu, voi veni la tine. Știu că stai într-un oraș prosper. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, dar nu vezi că ești gol, zice Biblia. Ai lăsat cultura vremii să te influențeze. Biserica Domnului parcă se acomodează din ce în ce mai mult cu cultura vremii. Parcă din ce în ce mai mult ne acomodăm cu cultura vremii. Începe să nu se mai vadă mari diferențe între noi și între cei din lume. Gândiți-vă că la ora actuală există biserici care ar pune în biserica lor contra cost evident. Champions League. Să vină lumea să se uite în biserică pe ecranele lor mari. Champions League, contra cost. Ce am ajuns? Predicator care înainte să predice, și mă refer, știu persoane, predicatori, care înainte să să vină la amvon, stau și se uită mai întâi la stand-up comedy. Să învețe cum să facă așa pe prostul, să-i facă să râdă pe Biserica Domnului. Într-o vreme în care parcă ne-am diluat atât de mult, Biserica Domnului este chemată să fie un far în noapte, nici de cum să fim ca lumea, ci noi să influențăm lumea prin cuvântul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. La un moment dat, la o întâlnire între pastor evanghelie și preoți ortodoxi, un pastor s-a ridicat și a zis, zice, enoria și dumneavoastră, zice, sunt petrecăre, sunt cu lumea, sunt cu distracțiile lumii acestea. Păi, noi nu suntem așa, noi suntem mai conservatori. Dar și voi ăștia ortodoxi sunteți numai așa cu lume și cu distracții. Și... La care un preot ortodox se uită la păstor și spune, e adevărat că enoria și noștri sunt așa mai petrecărezi, mai cu lumea, mai cu mâzi. Dar zice, la noi biserica e biserică, lumea e lume. Voi, zice, ați băgat lumea în biserică. Și asta vrem să facem. Pentru niște nenorociți de bani.
Facem orice să băgăm lumea, numai să iasă banii de multe ori. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de bisericile noastre. Ca nu cumva cultura vrem într-un mod șerpesc, aș putea spune, să intre și să ne ia toată seva, toată gloria, toată puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Spuneți-mi dacă nu e adevărat ce spunea unul dintre cei mai mari oameni, J.A. Packer. El spune așa: oare există vreo îndoială că viața searbădă a bisericilor de astăzi este judecata lui Dumnezeu, care a venit peste noi din cauza faptului că nu l-am cinstit pe Duhul Sfânt așa cum s-ar cuveni? Și în acest caz, cum putem spera ca această stare să se schimbe până nu învățăm să-L cinstim pe Duhul Sfânt în gândirea, rugăciunea și în trăirea noastră? Starea de plictiseală care există în biserică arată o absență a prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Și nu avem cum, degeaba încercăm să tot să ne reformăm, să facem ceva. Dacă vrem gloria lui Dumnezeu să vină peste noi, trebuie să avem, să-L cinstim pe Duhul Sfânt. Pentru că acolo unde Duhul Sfânt este cinstit, într-un mod natural, vine slava și gloria lui Dumnezeu. Amin? Noi toți zicem, Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce-L cer. Noi numai asta știm, Luca. Dar același Luca spune în 5:32, fapte 5:32, spune așa: că Dumnezeu dă Duhul Sfânt, spune stare, celor ce, zice stare, ascultă de El. Da, Domnul dă Duhul Sfânt celor ce-L cer. Dar zice Biblia, dacă Duhul lui Dumnezeu te locuiește, zice Biblia, trebuie ce să faci? Să-L cinstești pe Duhul Sfânt, să auzi șoapta Duhului Sfânt, să asculți de El, nu cumva să începi să te diluiesc cu lumea și slava lui Dumnezeu apoi să te părăsească. Mirarea lui Dumnezeu, din textul care l-am citit, este aceasta. Versetul 21. Este versetul de care vreau să mă leg în această dimineață. Te sădisem ca o vie minunată de cel mai bun soi. Și cum te-ai schimbat? Cum te-ai prefăcut într-o coardă sălbatică? Dom'le, am investit în tine, știu ce am pus în tine. Dar ce, cum te-ai schimbat, mă, băiatul ăla bun, fata aia bună? Mă, da sora, da frate, mă, dar cum a putut, Dom'le, să se schimbă într-o viță sălbatică? Și asistăm astăzi la astfel de vreme, în care prea mult se schimbă dintr-o vie minunată, oameni care ardeau pentru Dumnezeu, se transformă într-o viță sălbatică. Și Dumnezeu întreabă, dar ce nelegiuire ai găsit în mine? Dar de ce m-ai părăsit? Ce motive ți-am dat? Mi-aduc aminte, zice, de dragostea ta, versetul 2, pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, de duhul tău, de pasiunea ta, de rugăciunea ta, de felul în care ardeai pentru mine. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, zice. Dar acum când mă uit la tine, nu te recunosc, spune. Nu te recunosc. Cum de te-ai schimbat? Ieremia, profetul lacrimilor, cum se spunea, prorocește 40 de ani de zile unei națiuni apostate. Și Biblia rostește cuvinte aspre acestui popor. Gândiți-vă, de exemplu, în 4:22. Poporul meu este nebun. Nu mă mai cunoaște. Nu mă mai cunoaște. Ăștia măcar au experimentat slava mea, minunea mea. Ăștia care au experimentat puterea mea. Un popor al minunilor. Deci nu mă mai cunoaște, sunt copii fără minte. S-au schimbat, s-au transformat. Nu mai sunt ei. Așa cum i-am știut. Și Dumnezeu începe să vorbească prin acest proroc și arată poporului și arată lui Ieremia cum ajung oamenii din oameni de soi minunat într-o viță sălbatică. O primă cauză care am văzut-o în cartea Ieremia și nu numai. De ce ajung oameni de soi minunat transformați într-o coardă de viță sălbatică? Este pentru că se căsătoresc cu cine nu trebuie. Se căsătoresc cu cine nu trebuie. Ascultați ce zice Biblia în Ieremia 44, versetul 15-17. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului, la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta. Imaginezi ce neveste aveau ăștia. Nu te vom asculta nimic din ce ne-ai spus în numele Domnului. Mai jos zice Biblia, dar ce fără voia bărbaților noștri aducem? Uitați-vă ce hamișe, ce bune de gură, ce mahalajoice erau femeile astea. Nu, ele luau cuvântul, nu te vom asculta, nu te vom asculta. Știți că o căsătorie te poate duce în jos spiritual? Și dintr-un om care ardeai pentru Dumnezeu să devii un om,
un om de plastelină? N-am crezut niciodată vorba aceea, că vedea eu după ce se remorca după tine, așa mi-o sunt, frate. Și după ce vin pruncii, nici mai fi tu așa. Niciodată n-am crezut așa ceva. Eu cred că noi trebuie să mergem din slavă în slavă, zice Biblia, așa? Adică după 2-3 mii de predici care le auzi în ani de zile, trebuie să fii mai slab sau mai tare? Dar dacă ai unul care te cu frâna din mână trasă-i, n-am chef să merg la biserică astăzi. Mă simt obosită. N-am chef să îmbrac pruncii. Și tă cu frâna din mână trasă. Vă spun eu, cu coanele astea îți sting Duhul Sfânt care în viața ta. Și sunt astfel de cucoane și în biserica noastră și în alte biserici, care stau numai live, n-a ele nicio treabă. O, dacă ar fi să meargă la Dubai, o, cu 2 săptămâni s-ar pregăti. Dacă nu-i vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de biserică, n-am chef. Și nu mai aveți că omul de lângă ea, care odată ardea pentru Dumnezeu, nu mai aveți că deja devine o mumie spirituală. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile. Dacă ești într-o astfel de situație, spun ce să faci. Să fii bărbat și preot la tine în familie. Să-ți conduci tu, soția nu ia pe tine. Vă aduceți aminte de Moise? Cel mai blând om de pe fața pământului. Trebuia să-și taie copilul la 8 zile. Dar el s-a căsătorit cu Sefora. Sefora era madianită și a zis la noi la 13 ani să taie copilul împrejur. O zis să-ți prun cum eu nu-l tai tu împrejur. Eu sunt madianită. Și Moise să nu fie ceartă, a zis, apăia-mă, așa o fi, nu, mă cer cu nevasta. Era vorba de legământul lui Dumnezeu. Și zice Biblia că Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise. Că nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Și când a văzut Sefora că Moise deja era în comă, se zbătea, Domnul voia să-l omoare. Rapid a luat piatră, o tăia copilul împrejur. Dumnezeu cu alte cuvinte i-a spus, dacă nu poți să fii preot la tine în familie, cum o să fii preot peste 2,5 milioane de oameni? Eu cred că bărbații trebuie să fie preoți în familiile lor. Și când e vorba de lucruri spirituale, de seva spirituale, de climatul spiritual de care ești responsabil în familia ta, trebuie să fii bărbat al lui Dumnezeu și femeia să fie supusă, nu suspusă bărbatului. Știu că într-o generație efeminizată și într-o generație feministă sună nelalocuit. Dar Biblia spune, Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul sau autoritatea femeii. De aceea ne rugăm pentru toate familiile care lâncezesc acasă și care n-au chef de biserică și de Dumnezeu, să le trezească Dumnezeu. Amin? Uitați ce zice Biblia, Neemia 13:26. Neemia 13:26. Despre Solomon. Omul acesta, zice Biblia, care era cel mai iubit de Dumnezeu. Băieți, Neemia 13:26. Și zice Biblia, omul ăsta iubit de Dumnezeu, Iedidia, ce a făcut? Zice Biblia în felul următor. Femeile străine, ce au făcut? L-au tărât și pe el în păcat. S-au căsătorit cu cine nu trebuia. Și omul ăsta care era iubit de Dumnezeu și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul, cel mai înțelept. Ce au făcut? L-au târât. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea înțelepciune și surorilor și bărbaților. Că nici aia nu-i treabă ca nevasta să tragă de tine. Hai mă că e duminică dimineața, hai la rugăciune. Nici aia nu-i treabă. Când tu trebuie să fii preot în familia ta, nu? Ce decepție asta, așa? Să tragă pruncii de tata. Tati, nu ci trezăști. Că asta am ajuns. Și oameni care erau odată o viță de soi nobil s-au transformat în cordă sălbatică. Li prea bine. Și când o dat bunăstarea, o plecat din mult și prezența Duhului Sfânt. Doamne, îndură-te de noi. O a doua cauză prin care vezi cum oameni de soi minunat se transformă în ceva sălbatic este ca o teologie sucită. Ascultați ce zice Biblia, Ieremia 7:4. Zice Biblia așa, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, templul Domnului, versetul 9. Da, templu, noi suntem sub har, Domnul e bun. Zice, cum zice, furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei și care nu-i cunoașteți, versetul 10. Apoi veniți să vă înfățișați în casa mea și noi spunem, suntem izbăviți, zice?
Dar ce crezi, că poți să faci orice și vii la casa Domnului? Oh, mi-am dat salariul la Betel și acum s-o cheie. Nu, zice, dar ce-i templul lui Dumnezeu? O peșteră de tâlhar în care vă puteți ascunde, zice Biblia. Sunt oameni care trăiesc sub acest lucru. Eu sunt sub har, pot să fac ce vreau. Sunt sub har. Și zice Biblia că unii au schimbat harul lui Dumnezeu în desfrâu. Sunt sub har și pot să facă orice altceva și nici măcar nu-i rușine de ceea ce fac. Erau în vremea aceea proroși falși. Ascultați ce zice Biblia, Ieremia 29 cu 21. Erau acolo proroși falși, cu păcate la activ. Deci Biblia așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Despre Ahab, fiul lui Colaia, despre Zedechia, care vă prorocesc minciuni în numele meu. Iată, îi dau mâinile lui Nebucănețar, împăratul Babilonului, și îl vor omorâ sub ochii voștri, versetul 22. Vor sluji ca prilej de blestem între toți prinșii de război al lui Iuda, care sună la Babilon și va zice, să-ți facă Domnul ca lui Zedechia și ca lui Ahab, pe care împăratul i-a fript în foc. Versetul 23. Dar de ce? Și lucrul ăsta se va întâmpla pentru că prorocii ăștia au făcut o mișelie în Israel preacurvind cu nevestele aproape lor și pentru că au spus minciuni în numele meu când eu nu le dedusem porunca asta. Auzi? Ți-ar place să ai un asemenea proroc în biserică? Știți că Ieremia e foarte iubit astăzi, dar pe vremea lui prorocii nu erau iubiți. Proroși care, templul Domnului, Domnul bun, văd, ce ridică Domnul încă două trepte, ascuți sabia viteazului, apoi ei trăiesc în păcat la maxim. Și trăirea asta într-un har de ăsta ieftin, o teologie de astea păcătoasă, a transformat oameni buni, oameni de soi ales, i-a transformat în coardă sălbatică. Există păcate conștiente în viața ta în care trăiești? Uită-te la viața ta, uită-te acum 10 ani cum erai. Uită-te în inima ta. Nu ai început parcă să te transformi, să fii mai ca lumea? Era o biserică din Corint care zice Biblia că era în biserică unul care trăia cu maică sa vitregă. Și ăștia din biserică zice, păi sunt sub har, zice, încă să lăudau. Nu, ce să-i facem, nu? E nevoie fiziologică, nu-i mai păcat, nu? Înțelege Domnul! Nu-mi convine, merg la altă biserică, acolo mă ia în brațe, mă pune în față dacă e cazul. Asta am ajuns. Și în astfel de vremi, în care oameni buni se transformă în viță sălbatică, Dumnezeu ne cheamă să veghem, frați și surori. Amin, frați și surori? Deci o primă cauză este căsătorii care n-au fost după voia lui Dumnezeu. Doi la mână. Teologii sucite. Oameni care transformă harul în desfrâu. 3. Lăcomia de bani. Ascultați ce zice Biblia în Ieremia, capitolul 6, versetul 13 și 14. Versetul 14. 13 pune. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. De la proroc și până la preot, toți înșală. Știți că Balaam a fost un proroc bun al lui Dumnezeu? Dumnezeu a vorbit cu el, vezi că vin doi oameni. Vezi să nu spui numai ce spun eu. Deci clar, Dumnezeu îi vorbea. Dar știți că Balaam și-a prostituat darul spiritual din cauza banilor? Spune Biblia, Iosua 13 cu 22, că atunci când Iosua a intrat în țară, a zis, să-l nimiciți cu sabia și pe cine? Pe ghicitorul Balaam. Iată un om căruia Dumnezeu îi vorbește, un proroc adevărat al lui Dumnezeu, își prostituează darul datorită lăcomiei de bani. Ați auzit vorba, oamenii strică pe oameni și vasele de lucru. Ați auzit asta? Doamne, îndură-te, Doamne, de biserica ta. Și păzește-ne, Doamne, de orice fel de lăcomie de avere. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 30, Biblia așa. Curvia sau orice alt fel de necurăție. Și acum ascultați. Sau lăcomia de avere. Nici să nu fie pomenită. Ce să mai meri în tribunal, mă? Nici să nu fie pomenită între voi. Așa cum se cuvine unor sfinți. Când o dat în tine lăcomia de avere, când o dat în tine lăcomia de bani, știi ce se întâmplă? Te transform dintr-un om miere într-un om fiere. Nimeni nu mai crede nici în cântarea ta, nici în predica ta, în nimic nu mai crede. Poți să faci ce vrei,
când ți dai și te terfelești pe acolo în tribunal și numele lui Dumnezeu e terfelit în fața oamenilor, în loc mai bine poate să rapi tu paguba. Vezi cum oameni odată care erau cu acordionul și le-au dau pe Domnul pe deal în sus, pe zăpadă, când au dat în ei lucrurile astea, dintr-o dată s-au schimbat, nu mai transmit atmosferă spirituală. Și Domnul zice, te-am sădit ca o vie minunată. Dar cum de te-ai schimbat? Dar de ce ai lăsat lăcomia? De ce ai lăsat curvia? De ce ai lăsat teologiile sucite să intre în viața ta? Frați și surori, să veghem fiecare dintre noi. Într-o localitate, într-un alt județ, pica biserica pe ei, era din voioagă. Și păstorul zice, n-are rost să mai reparăm. Mai bine facem una nouă. Dar zice, n-are rost să facem magii, mai bine să o punem în centrul satului, să fie vad acolo, să vină lumea. Și s-a uitat la unul din membrii bisericii și a zis, auzi, tu ai un teren acolo bun, zice, chiar în centrul satului. Spune-mi, cât costă terenul ăla? Ți-l cumpărăm, cât zici tu? Și fratele zice, ferească Dumnezeu, asta e moșia lui mama, asta nu o dau eu la nimeni. Nu o dau eu la nimeni. Dar frate, dar ți-o plătim. Ferească Dumnezeu, asta e a mea. Ok. Supărat păstorul, merge prin sat și îl vede pe bețivul satului. Venea pe 7 cărări și îi spune, auzi, vecine, tu ai, zice, un teren, zice, în centru. Nu vrei, zice, să ne-l dai nouă, ți-l cumpărăm, cât zici tu, vrem să facem biserică. Și bețivul satului zice, caută-mă mâine, am o camănuță așa bine. Și mâine păstorul merge și îl caută când era treaz. Și spune, vrem să cumpărăm terenul ăla, vrem să facem o biserică în centrul satului. Spune-ne, cu cât ai terenul? Și ascultați bețivul satului ce zice. Mă, omule, mă, dar cum să vând eu pământul lui Dumnezeu la Dumnezeu, mă? Dar pământul ăsta nu e al lui, dar cum să îl vând lui, mă? Ne dau aia din lume câteodată niște lecții, că nu ni așa-o dat duhul ăsta de lăcomie. Apropo, vin concediile. Foarte bine că vin. Te duci, cheltui la maxim, să fie, frate. Că nu-i mai pandemie. Foarte bine, du-te. Dar partea Domnului ți-ai dat-o? Zeciuiala măcar din salariul tău, ai dat-o Domnului? Sau totul vrem pentru noi și ne mirăm cum de-am ajuns niște mumii spirituale? Cântă grupul în față, ei cântă. Nu mai se aude zumzetul ăla. Ce s-a întâmplat cu noi? Oare nu cumva ne-am transformat? Și Domnul zice, asta e mirarea, dar ce ați găsit la mine? De ce vă comportați așa? Doamne, trezește-ți tu biserica ta, Doamne. Slăvi să fie numele Domnului. O altă cauză pentru care mulți se transformă în vițe sălbatice. Din oameni care ardeau pentru Dumnezeu. Oameni care am auzit că mergeau în genunchi pe vremuri. Și nu se tampona una cu alta, așa era la rugăciune, prin Duhul. Alții pluteau. Astăzi despre nicăieri. De ce au ajuns corde sălbatice? De ce au ajuns să se expună carne la toate ștrandurile? Într-un mod păcătos. De ce? De ce lipsește decența? De ce? De ce au ajuns așa? Că mai de mult ferească Dumnezeu. Era decența aia, mă. De ce? Și vreau să ascultați. Prea multe seriale și prea mult televizor. Nu credeți asta. Ascultați ce zice Biblia. Versetul 5. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine? De s-au depărtat de mine. Au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși? Zice stare. Știți că divorțurile în România au început așa ca o avalanșă odată cu introducerea telenovelelor? Când au început telenovelele să intre în casele noastre, și ce s-a întâmplat? Divorțuri. Pentru că sora stătea și zicea, oai, Fernando Villalba, Ricardo, ce descurcăresc, ce frumos, ăsta am eu, e un ciuche, ăsta n-aduce atâția bani. Și începea să-l compare. Ai bărbat, bă. Oh, are 1200, 1700, 2000 de episoade. Oh, zice. Zilele trecute eram într-o biserică. M-a invitat la ei acasă cineva. Și
la un moment dat o soră mă ia deoparte, zice, frate, trebuie să-ți mărturisești ceva. Zic eu, ce soră? Ești geloasă, frate. Zic, dar de ce ești geloasă? Nu știu, frate, de câțiva ani de zile ești foarte geloasă, zice. Bun, bun, dar ai probe, ceva, mesaje, ceva, poze, l-ai văzut cu una sau ceva? Sau ai numai păsărici? Nu, frate, nu l-am văzut, dar nu știu, așa tot îmi imaginez, nu știu ce, dintr-o dată, și eu am prunt, dar nu vine să crezi, zice, că am ajuns așa. Dar zic, care crezi că e cauza? Stai să gândești, nu știu, apoi așa dintr-o dată, ca o lumină. Ca o lumină. Frate, zice, cred că știu din ce cauza. De ani de zile, zice, mă uit la un serial turcesc. Și tot mă uit acolo și tot mă uit acolo și știi cum se întâmplă în conac? Patronul se îndrăgostește de servitoare și nu se mai termină firul și tot așa, zice. O intra satana, zice, acum, ea deja începea să realizeze în timp ce vorbeam cu ea. O intra satana și mi-aduce tot felul de imaginații păcătoase, de... m-am expus la satana! Păi zic, eu taie cablu! Frate, nu pe televizor, pe telefon! Stau sub plafumă și mă uit să nu mă vadă prunci! Mamă de copii! Și în astfel de vreme, sorelor, fraților, mai încet cu Netflix-ul, mai încet cu filmele, că s-ar putea să deschizi o lume spre lumea ocultă și să-ți dea satana să macini lucru care nu trebuie să le macini. În loc să fie pace și armonie, să spună diavolul tot felul de crocodili în cap. Și apoi să zici, dar nu știu, frate, eu n-am fost așa. Eu n-am fost așa. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Eu de soi ales, dar cum? Dar nu vine să cred. Expune-te la mizerii. Și dacă umbli după nimicuri, vei ajunge de nimic. Știți că s-a făcut mare tam-tam și în presă și peste tot de fratele ăla care a vorbit despre epilator. S-a ridicat un frate, pentru cei care nu știți, și a zis, fraților, am fost la adunare și un proroc s-a ridicat și a zis, scoate aparatul din casă. Ce, fraților, nu s-a referit la telefon, zice, sau la televizor. Și s-a referit la epilator, a zis. Și zice că dacă nu-l scoți din casă, soția ta care tot se epilează, să știi că va da în ea un duh de curvie și îți vei pierde soția. Și toată lumea a râs de omul ăsta. Vai, îți dai seama, și de la televiziune, și frații noștri, vai. Acum vreau să vă spun ceva, eu nu cred că e păcat să te epilezi, ok? Nu cred că e păcat epilarea, nu cred că e păcat să ai un aparat. Dar fiți atenți, pentru că s-a împlinit lucrarea și sora aia s-a dus în lume, s-a dus după alții. Lucrarea a fost de la Domnul. Și ascultați explicația. Problema acestui om care a vorbit așa la învon este că a făcut o regulă generală pentru toți. Epilatorul e păcat. Nu-l folosiți, nu. A fost adevărat pentru tanti aia, pentru sora aia a fost adevărat. Că Domnul știut înclinația ei, slăbiciunea ei, ce duh e pe urmele ei și pentru ea, da, e adevărat. S-a și întâmplat. Adică sunt lucruri care pentru mine nu-s păcat, dar pentru tine e păcat. Și dacă nu ești sensibil și n-ascult vocea Duhului Sfânt și zici, lasă-mă cu dinastea. Ai grijă când îți vorbește Dumnezeu. Spre exemplu, eu nu cred că e păcat cravata. Dar pentru unul, dacă îi dai cravată, pică din credință. Pentru ăla e păcat. Că te-ai epilat de apără, nu e păcat. Dar dacă Domnul îți vede inclinația ta, Domnul vede cu un kilometru în față. Știi ce să faci? Să spui, Doamne, vreau să fiu sensibil la șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Doamne Dumnezeule, orice vulpe care strică viile în floare, Doamne, Doamne, dă-o Tu la o parte, Doamne. Ajută-mă să mă sfințesc, ajută-mă să mă curățesc înaintea Ta. O altă cauză și ultima cauză pentru care unii ajung în astfel de stări este pentru că resping autoritatea Scripturii. Ascultați ce zice Biblia. Ieremia, capitolul 25. Ieremia, capitolul 25, versetul 3. De la al 13-lea an al lui Iosea, fiul lui Amon, împăratul Iuda, sunt 23 de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului. V-am vorbit de dimineață
și n-ați ascultat. De câți ani a vorbit Dumnezeu până în momentul ăla? De câți ani? De 23. Frați și surori, când dăm legea lui Dumnezeu la o parte, când cuvântul lui Dumnezeu nu-l ascultăm și ne vorbește Dumnezeu un an, 2, 3 ani, 10, 20 de ani de zile, ne transformăm, pe nesimțite, ne transformăm în coardă sălbatică. Psalmul 119 cu 92, Biblia spune așa: dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, cu 92, aș fi pierit în ticăloșia mea. Auzi? Dacă vorbește Dumnezeu cum a vorbit Domnul prin Ieremia și tu zici, nu-mi trebuie, lasă-mă acum, n-am timp de așa ceva. Ascultă-mă, e o chestie de timp și vei pieri, te vei transforma, nu vei mai fi de recunoscut, pruncii nu te vor recunoaște, neamurile nu te vor recunoaște și e o chestie de timp. Știți cum, știi cum poți să fierbi o broască? Dacă vrei să fierbi o broască, nu pune apa, nu pune apa pe aragaz și aștept să se încălzească la 100 de grade și arunci broasca. Că dacă arunci broasca, toți senzorii ei îi vor spune, sar de aici că e fierbinte. O broască nu se arde așa. Dacă vrei să fierbi o broască, pune o oală cu apă rece, de la minim, pune broasca în apă rece și lasă să se încălzească încetul cu încetul și o să vezi cum pielea ei începe să se obișnuiască mai mult și mai mult și va începe să fiarbă și nici nu-și dă seama. Așa se întâmplă degenerarea și la noi. Nu dintr-o dată. Du-te la discotecă. Clar că o să zici nici vorbă că-s pocăit. Te ia așa cu niște anturaje, te ia așa cu niște chestii, te ia așa până când ajungi să faci ceea ce niciodată nu credeai în urmă cu 10 ani de zile. Frați și surori, să ne temem de Domnul. Eu mă tem de un verset din Biblie, Isaia 14:10. Biblia spune așa: toți au cuvântul să spună și tu ai ajuns fără putere ca noi. Eu nu vreau să mi se spună așa: lasă, frate, te vedea eu după 30 de ani. Nu, eu nu vreau versetul ăsta pentru mine. Și tu ai ajuns fără putere ca noi, lasă-mă, te vedea eu. Nu. Ar fi o decepție. Cred că în ochii lui Dumnezeu, în primul rând. Ascultați plângeri, 4:1. Plângeri lui Ieremia, 4:1. Spune Biblia așa: oh, cum s-a transformat, cum s-a înnegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat. Cum s-a înnegrit? Cum, domne, fata aia, mă? Dar cum a putut să margă cu ăla, mă? Mă, dar cum a putut, mă, că sluja lui Dumnezeu? Simplu. Când dai legea lui Dumnezeu la o parte și nu te interesează, nu mai ai autoritatea asupra ta. Se negrește aurul. Se negrește aurul. Care e tratamentul lui Dumnezeu pentru o vie sălbatică? Cum o transformă Dumnezeu înapoi într-un soi minunat? În primul rând am văzut că Dumnezeu vorbește. Și atâta timp cât Dumnezeu îți vorbește, înseamnă că n-a terminat cu tine. Amin? Și în această dimineață, faptul că ești aici și auzi cuvântul lui Hristos și această avertizare din partea lui Dumnezeu este că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Apoi zice Biblia, îi sapă pământul în Isaia 5, îl curăță de pietre, dar dacă n-aduce rod, dacă tot îi dă îngrășământ și nici cum nu vrea, aducem pe strugariu, aducem pe Eldad, aducem predicatori, aducem cântăreți și de toate și radio și nici cum nu vrea. Știi ce zice Biblia atunci? Atunci spune Biblia, ei voi smulge gardul să fie păscute de vite. O voi pusti, voi porunci norilor să nu mai ploaie. O să o râme mistresul și te voi face de pomină de râs, pentru că n-ai avut frică de mine. Frați și surori, să știți că nu-i de-a joaca cu Dumnezeu. Au fost oameni care măcar că le-a vorbit Dumnezeu, ei n-au luat seama. Eu n-aș vrea ca Dumnezeu să uite la viața noastră și să se mire, să zică, mă, dar cum mă băiatul ăla, mă? Mă, dar cum, mă, fata aia? Dar cum de s-o transforma? Mă, dar i-am vorbit, am săpat via mea, i-am scos bolovanii, i-am făcut tot, i-am dat ploaie. Mă, dar cum? Care e răspunsul tău acum la mesajul lui Dumnezeu? Ce o să răspunzi unui Dumnezeu care bunătatea lui, spune Biblia, ne îndeamnă la pocăință, frați și surori? Pe mine primul, ne îndeamnă Dumnezeu. Luăm seama la aceste avertismente. Nu cumva să ne diluăm, să ne lumificăm, să fim ca lumea. Noi și pruncii noștri apoi.
Care este atitudinea mea la cuvântul lui Dumnezeu? Atitudinea poporului Israel a fost una de dispreț. Nu-mi trebuie, nu te vom asculta. Bine, 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 e viața mea personală. Sau vei spune, Doamne, mă plec înaintea Ta. Doamne Iisuse Hristoase, sunt într-o stare imposibilă. Dar Duhul Domnului a spus că este peste tine. Tu poți, Doamne, să rup lanțurile mele. Tu poți să dai vedere orbilor. Tu poți să dai eliberare captivilor. Doamne, sunt în starea asta. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Și în rugăciunea asta să strigăm înaintea lui Dumnezeu. Să proclamăm sângele Domnului care ne poate elibera. Ne poate curăța de orice păcat. Îți poate Dumnezeu reseta viața. O cânta fratele, atât de frumos cântarea, pocăiește-te, omule. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Vreau să mă apropiu de încheiere. Uitați ce zice Ieremia, capitolul 46, versetul 17. Cântarea asta, pocăiește-te, omule, parcă a ajuns ca un șlagăr la noi, ceva obișnuit. Dar ascultați ce zice Biblia. Strigă. Ieremia, strigă. Ce să strigi? Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. De ce? Căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Și poate în dimineața asta, poate, sigur, este cea mai potrivită clipă în care să zici, Doamne, uite-te la viața mea, la starea mea, nu mă lăsa să ajung un pustiu, Doamne. Nu mă lăsa, nu vreau să treacă clipa potrivită. Doamne, nu-mi place mesajul ăsta, nu-mi place de Gabi Floruț. Dar, Doamne, dacă nu prind clipa potrivită, Doamne, pot să ajung de râsul lumii, pot să ajung un pustiu. De ce? N-am prins momentul, n-am ascultat de porunca Ta. În această dimineață spune, Doamne, uită-te la uscăciunea mea, Doamne. Doamne, bunătatea Ta care mă îndeamnă la pocăință, Doamne. Nu, Doamne, Tu nu trimiți mistrețul să dea cu mine la pământ. Tu nu ai rupt gardul încă, Doamne. Tu încă te uiți la mine, la via mea. Doamne, îndură-Te de mine. Și dacă ne vom întoarce la Dumnezeu, frați și surori, Hristos va fi proslăvit. Hristos va fi proslăvit. Ieremia 15:19 spune Biblia așa: dacă te vei lipi de mine, iarăși îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Te-ai deslipit de Domnul? Biblia zice, ok, te-ai deslipit. Dar Domnul zice, dar dacă te lipești iarăși de mine, dacă te apropii, dacă te pui să citești Biblia, Domne, stingi totul în jurul tău, iei zile de post, îți mărturisești păcatele, cauți pe cineva poate și îți pui înapoi viața rânduială cu Dumnezeu, atunci îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Și dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără de preț, atunci vei fi gura mea. Dacă, dar dacă nu, ce se întâmplă? Dacă nu, ne rămâne mistrețul. Devenim un pustiu când am prins clipa potrivită. În dimineața asta, mă rog ca Iisus Hristos, Cel care poate rezolva imposibilul din viața noastră, să ne cerceteze în rugăciunea următoare. Să spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, îndură-Te de mine, Doamne. Prind clipa potrivită și mă pocăiesc astăzi, spre nu-i prea târziu, Doamne. M-am dus, Doamne, pe alături, dar mă întorc la crucea Ta. Cred în sângele Tău care mă curăță. Eliberează-mă, Doamne, de orice învățătură greșită, de libertinism. Eliberează-mă de lăcomie de bani, Doamne. Ai milă de nevasta mea, ai milă de soțul meu, Doamne. Trezește-i Tu, Doamne. Fă-ne o familie iubitoare de Dumnezeu. Pruncii noștri să vadă că-L iubim pe Dumnezeu și să iubească și ei pe Hristosul care-L văd în mine. Păzește-mă, Doamne, de a disprețui lucrarea Duhului Sfânt. Ajută-mă să iau seama la lucrarea Duhului Sfânt, la cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne. Mă întorc la Tine, primește-mă ca pe Fiul risipitor. Și fie sângele Domnului să ne curețe pe toți. Lăudați să fie numele Domnului. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Haideți să ne mărturisim falimentele. Haideți să ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu. Poate trebuie să iei decizii grozave în această dimineață. E clipa potrivită. Poate trebuie să dezinstalezi filmul ăla sau lucru care îți fură viața și îți fură timpul și energia și sentimentele. Spune, Doamne, astăzi aleg să divorțez față de lumea asta, Doamne. Doamne, de lucrul ăla, de lucrul ăla, de telefonul ăla, Doamne. De numărul ăla de telefon. Doamne, iartă-mă că m-a transformat Satana dintr-o viță nobilă într-una sălbatică.
Doamne, iartă-mă că te-am făcut să plângi. Doamne, vreau sufletul Tău să se bucure. Aleg să mă pocăiesc înaintea Ta. Și mă rog ca Domnul să primească rugăciunea noastră și să aducă resetare în viețile noastre. În numele Lui Iisus. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Slavă Ție!